Amin. Harul Domnului, am gândit la un cuvânt care nu chiar aparține sărbătorii zilelor după tradiție, dar pentru noi să-L facă Domnul minunat. Aș vrea să citim din Sfânta Evanghelie umblarea pe mare. Dar acum, dacă am ucenicul lângă mine, să citească el, că el vede mai bine. Ascultăm cuvântul. Matei 14, capitolul 14, începând cu versetul 22. Îndată după aceea, Iisus a silit pe ucenicii săi să intre în corabe și să treacă înaintea lui de partea cealaltă până va da drumul noroadelor. După ce a dat drumul noroadelor, s-a suit pe munte să se roage, singur la o parte. Se înoptase și era singur acolo. În timpul acesta, corabia era învăluită de valuri în mijlocul mării, căci vântul era împotrivă. Când se îngâna ziua cu noaptea, Iisus a venit la ei umblând pe mare. Când l-au văzut ucenicii umblând pe mare, s-au înspăimântat și au zis: este o nălucă, și de frică au țipat. Iisus le-a zis îndată: îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Doamne, i-a răspuns Petru: dacă ești tu, poruncește-mi să vin la tine pe ape. Vino, i-a zis Iisus. Petru s-a coborât din corabe și a început să umble pe ape ca să meargă la Iisus. Dar când a văzut că vântul era tare, s-a temut și fiindcă începea să se afunde, a strigat: Doamne, scapă-mă! Îndată Iisus a întins mâna, l-a apucat și a zis: puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Și după ce au intrat în corabie, a stat vântul. Cei ce erau în corabie au venit de s-au închinat înaintea lui Iisus și i-au zis: cu adevărat, tu ești Fiul lui Dumnezeu. După ce au trecut marea, au venit în ținutul Gehenazaretului. Oamenii din locul acela care cunoștea pe Iisus au trimis să dea de știre în toate împrejurimile și au adus la el pe toți bolnavii. Bolnavii îl rugau să le dea voie numai să se atingă de poala hainei lui și toți cât s-au atins s-au vindecat. Amin. Amin. Astăzi primim și noi prin har porunca Mântuitorului să intrăm în corabie. Și mai zice cuvântul Domnului, când trimite ca să adune, să umple sala spățului de nuntă, întâi cu ăia mai mari, cu ăia mai luxoși, cu ăia mai cu multe averi, cu oamenii de multă influență, i-a chemat pe ei. Așa fac oamenii când au câte o căsătorie, cheamă pe oamenii cu bani, în nădejde că să ajute. Și aici a chemat întâi pe ăia, apoi ei n-au vrut să vină, au refuzat în ultimul moment. Apoi a trimis la colțurile drumurilor, la răspântii. Acolo, până acum încoace și și acum încă, stă cei disprețuiți, cei ce n-au nimic. Dar să-i cheme și pe ei. După aceea, tot mai este loc. Atunci a zis: mergeți sub garduri
și la ăștia siliți-i să intre. Domnul Iisus Hristos a fost primul care a silit pe ucenici, închipui că este vorba de corabia mântuirii. Așa că, dacă o corabie din zilele noastre, o croazieră, un vapor din ăsta ce transportă oameni, traversează oceanul sau merge dintr-o parte în alta, atunci cei care mai stau încă pe afară de vorbă una alta, cineva vine și îi sâlește, gata că a trecut ceasul, trebuie să plecăm, și îi sâlește să intre în vapor. Așa a făcut Iisus. Vine noaptea și nu mai este timp. Și i-a sâlit să intre în corabie. Pentru zilele noastre, noaptea o vedem că a sosit. Noaptea oamenii stau în casă, nu pot merge la lucru. Și Domnul Iisus Hristos a zis, vine noaptea când nimeni n-a mai lucra. Și ați văzut cum vine noaptea. Nu vine noaptea cu nu știu eu ce. A îngăduit Tatăl Ceresc un microb așa de micuț, că de-abia îl pot vedea cu aparate, care cea mai mică ființă o poate mări până pe la 1200 sau 2000 chiar. Să ne arate și nouă cum arată. Într-una din zile, fiind la un frate medic, la spital acolo, avea ceva mai cu oțet, cu așa. Odată a apărut niște musculițe mici, 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 la care îi zice musca bețiva. E trage totdeauna la cei acru, cei oțățit, indiferent ce. Dar el a zis, vrei să vezi cât e de frumoasă ființa asta? Dacă vrei să vezi cât e de frumoasă ființa asta, uite aici. Și a prins-o cumva un pic, o cam nenorocit-o, că era mică rău, și a pus-o la microscop. Atât e de frumoasă, cum n-am văzut o altă ființă între păsări, între zburătoare, între animale. Atâta de frumoasă a făcut Dumnezeu ființa aia așa de mică. Acum microbul ăsta îl arată în fel și chip, coroana asta. Dar oricum, e atâta de mic și a adus noaptea peste lume, tot să stea în casă. Dar fiindcă vine noaptea, Domnul Iisus a sâlit pe ucenici să intre în corabie. Chiar microbul ăsta sâlește pe cei ce au urechi de auzit și ochi de văzut să intre în corabia mântuirii. Să treacă de cealaltă parte. Destul am stat aici, în gunoaiele lumii aceștia. Destul am stat aici, mulți în vrășmășii, mulți în uri, mulți prin tribunale, mulți în certuri cu nevasta, cu soțul,
mulți în certuri cu copiii care altădată îi erau așa de dragi și strângea la piept și săruta toată ziua la ei. Mulți din ăștia nu se mai pot vedea unul pe altul. Dar mă gândesc acum când trebuie să stea în casă. Ce vor face? Nu se vor îmblânzi oare? Nu vor vedea că a venit noaptea? Nu vor vedea că trebuie să urce în corabie? Nu vor vedea că trebuie să fie mântuiți? Tot fără ochi vor fi. Nu aud ce se întâmplă în depărtări, în zări. L-am auzit pe fratele Lascău vorbind că s-a uitat la un film ceva, nu știu ce, cum îngroapă morții în New York, făcând șanț adânc, mare, și apoi vine câte cu două să crie un motor din ăla pe lame și aici e oamenii și îi pune la rând pe fundul gropii. Până umple un rând, apoi pune peste ei ceva, apoi toarnă altceva, apoi vine cu alții. Până umple groapa, apoi pune pământ. Întâi pune un fel ca de asfalt, apoi pune pământ. Că nu mai are cum îngropa morții. Toate astea nu-ți dă minte că Iisus te silește să intri în corabia mântuirii? Toate astea nu-ți dă de bănuit când auzi, când vezi, când tu însăși ești în pericol. Cine poate garanta că ieșind afară din casă, un microb din ăsta îți cade și ție undeva pe față? Dai cu mâna, apoi te ștergi la gură sau la nas. Și l-ai băgat în lăuntru. Nu-ți dă minte că ești așa de fragil? Ca și cum îi castraveți, un pic dacă nu-l îngrijești odată, e numai apă. Și nu-l mai poți mânca. Că nu uita că și matale care mă asculți, 70% ești numai apă. Și atunci, un microb din ăsta, odată te face desperzi identitatea și ființa și trebuie să te muți dincolo. Dragul meu, nu uita! Ești trecător. De la Adam și până azi, n-avem pe nimeni care să fi trăit continuu pe pământ. Toți au murit. Și matale care mă asculți, te așteaptă moartea. Te așteaptă moartea. Am văzut copii tineri murind. Acum, în zilele astea, telefonul sună într-una. Frate Hozan, roagă-te pentru copilul meu, pentru fetița mea, pentru nevasta mea, pentru soțul meu. Atâta boală! Cum cântam noi în vechea cântare, va fi boală și moarte și foamete în lume. Și va veni și foamea și în țările astea în care frigiderele erau pline, nu puteai să le mănânci mâncările și la urmă le aruncai. Nu va mai fi ce-o fost. Totul se va codifica. Nu-ți dă seama că trebuie să te urci în corabie și să treci de cealaltă parte? Aici ai boala, aici ai suspinul,
Aici am numărat fratele Marius, pe ăla, pe ăla, pe ăla. Să ne rugăm. Ne rugăm, dar mâine poate tu zici, trece-mă pe listă. Astăzi e timpul să mă asculți. Împacă-te cu Dumnezeu. Astăzi e timpul să lași lucrurile astea de aici, să intri în corabia mântuirii, să treci de cealaltă parte. De cealaltă parte e bucuria, de cealaltă parte e Duhul Sfânt, de cealaltă parte e pace, e liniște, e neprihănire. Treci acolo, urcă-te sus în corabie, îți stă la îndemână. Mântuitorul te silește prin tot ce vezi. Ce interesant! Asta e seara. Când Domnul Iisus a terminat pe munte de predicat vreo 20 de predici, în capitolul 8 spune, s-a dat jos de pe munte și a predicat mai departe la Matei, capitolul 8. Dar nu uitați, trebuie să trecem de cealaltă parte. Ucenicii, în mersul lor pe mare, a întâlnit un vânt puternic care sufla împotriva lor. Ei vroiau să plece de partea cealaltă, dar știi cât au vâslit și n-au răzbit, vântul îi ținea pe loc? Cât? Cât a fost noaptea? Până când se îngâna ziua cu noaptea, adică să revărsa zorile, să îngâna ziua cu noaptea. Că mai sus ați văzut cum s-a citit, se lăsa sara, acum să îngâna ziua cu noaptea, adică era în zorii zilei. Atunci Iisus a venit pe valuri. Lumea e închipuită prin mare, prin ape. Cum zice și despre fiară în Apocalips, că stătea pe ape multe și apele sunt neamuri, limbi, popoare, de toate culorile. Deci, pe mare, vântul suflă împotriva celor ce vor să ajungă la cer. În lumea asta, diferite zvonuri se aud. Nu știm pe care le va lăsa Tatăl Ceresc să ia ființă, dar multe vor sufla împotriva bărcii ăștia. Cele mai multe vor sufla împotriva noastră. Am văzut un fel de film cu o soră din Rusia care era din Biserica Dumnezeului Celui Atotputernic. Cum mergând la adunare cu bicicleta a întâlnit alte surori. Deodată a oprit o mașină și jandarmii au luat-o, i-au pus cătușile pe mâini, au îmbrâncit-o și apoi au băgat-o în lăuntru și bătaie din aia mare ce a dat. Dar ea când vorbea, apoi era o minune.
Numai nu vorbea când ei întrebau. Mi-am adus aminte de când am trecut și eu printr-o fază, când o cameră întreagă era plină de ofițeri. Toți întreba câte toate, dar nu avem nici gând, nici chef să le răspund, nici să-i salut. Stăteam unde m-a așezat. Dar când simțeam pe Duhul Sfânt, începem și să vorbesc, atunci toți își pleca mâinile. Așa am văzut scenajul la fata asta. Și apoi palme și bătăi și trântită jos și dat cu cizmele. Ce facem noi să vorbești? În cele din urmă a pus-o în ștergare, am învălit capul și dintr-un ceainic mare cu apă ferbinte a turnat pe ea. Și ea urla. Dar când a desfăcut-o, el a spus iarăși în față, toți câți vă sculați împotriva lui Dumnezeu, Dumnezeu vă va judeca aspru. Și nu s-a lăsat nici cum. Și apoi a închis-o. Dragii mei, acum suntem liberi. Măriți să fie Domnul. Suntem strâmtoriți un pic în căs. Dar de ce, mă? Ca să ne primim, să ne premenim, adică hăinuța mântuirii, să ne îmbrăcăm frumos, să ne pregătim, să putem trece de cealaltă parte. Doamne Iisus, ajută-ne! Nu știm cât va ține astea. Unii zice până în iulie, alții zice până în septembrie. Premierul Canadei a spus că ce a fost înainte de virusul ăsta nu va mai fi. Și mi-a adus aminte de prorocia de care v-am spus că s-a dat când am fost la București acum 7 ani în urmă. Bucurați-vă de harul care vă este dat acum, că vine o ceață mare pe tot pământul, o întunecime mare de la margine la alta și zile ca acestea nu veți mai avea. Noi nu știm ce vine după asta. Așteptăm să vină binele. Așteptăm să vină din nou totul frumos. Dar cei mari sunt îngroziți pe tronurile lor. Și lor li frică. Tremură toți. De ce? Că Dumnezeu are ultimul cuvânt. Nu legi, nu împărății, nu oameni politici, nu cei care manevrează lumea cu miliardele lor. Dumnezeu are ultimul cuvânt. Mărească este numele. Și fiindcă Dumnezeu are ultimul cuvânt, noi, care ne-am predat viața Domnului, noi care suntem în corabie, oricât ar bate vântul împotrivă, oricât ar fi valurile, peste acestea, vie Iisus! Amin. Vin zorii! Ziua se va amesteca cu noaptea și noaptea va trece! Striga prorocul, străjerule, mai este mult din noapte. Aștept să se facă ziua, dar noaptea e tot mai neagră. În schimb, înspre ziua apare o lumină și ăla-i Domnul, glorie Lui. Când apare Domnul,
oamenii să sperie, să sperie și pocăiți atunci, să sperie și ucenicii. O altă cântare zice, atunci chiar și drepți se vor clătina. Păi dacă cei drepți se vor clătina, cum a zis Iisus, dacă cu copacul verde se întâmplă astea, ce veți face voi, copacul ăla uscat? Ce veți face? Vine Iisus! Și când au văzut pe Iisus, n-au știut ce se întâmplă, cine-i, ce înfățișare. E o nălucă, datorită spaimelor lor, mintea le era clătinată, cum clătina valurile barca lor. Și văzând că se apropie, ai, au început să zbere, să strige, s-au înfricoșat. Dar ce a zis Iisus atunci? Uitați-vă ce frumos zice în versetul 27. Iisus le-a zis îndată, îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți, măriți să fie Domnul. Cât o fi vântul de mare, cât o împotrivire va fi, cât va fi valul de amenințător, voi îndrăzniți. Credinciosul trebuie să fie nu un om fricos, un om plin de îndrăzneală. Voi îndrăzniți, a zis Iisus, eu sunt, nu vă temeți. Acest nu vă temeți e ca un cântec de leagăn. Când ne-am crescut copiile, cântam cântarea aia, nani, nani, fiul meu, culcă-te cu mine. Tăticul te va legăna în cântări senine. Na-ni-na, na-ni-na, tăticul te va legăna în cântări senine. Frumoasă cântarea aia, cântare de leagăn. Da, cântam așa dulce și nu mă vedeai că îi se închide ochișorii, mai deschidea odată, închidea a doua oară, gata. Eram sigur, a dormit. Slăviți să fie Domnul! Nu te teme! A lungul Scripturii îi exact ca un cântec dulce pentru toți care se încred în Iisus, că El vine și de aceea nu trebuie să te temi, că trupul ăsta așa moare. Dar dacă trebuie să suferim în trup pentru Iisus, mărire Lui, să fim gata, să nu ne temem. Să nu ne temem că Iisus vine în ajutorul nostru. Și ce minune când ei erau disperați că nu mai pot vâzli, că nu-i lasă vântul să înainteze. Pe când Iisus a venit, corabia îndată a sosit dincolo. Apoi când vine Iisus, odată sosind dincolo. Măriți să fie Domnul! Vino, Doamne Iisuse! Duhul și mireasa zic, vino! Și cine aude să zică, amin! Vino, Doamne Iisuse! De ce Duhul zice vino? Doar pe Duh nu-l persecută nimeni. Dar de ce zice Duhul vino? Pentru că El e în locul păstorului. Mă duc și n-am să vă las orfani, am să vă trimit un alt mângăitor, pe Duhul adevărului. Ăsta va fi în voi și cu voi până la sfârșitul veacului. Dar cum că turma asta e dată în primire lui, el să luptă cu nepriceperile noastre,
cu necredințele noastre, El se luptă cu încăpățânările noastre, cu întunecimea din mintea noastră, El se luptă cu noi, că El vrea ca niciunul să nu perim, că așa a făcut Iisus și a zis, din toți câți ne-ai dat, n-am pierdut niciunul. Și Duhul Sfânt vrea ca noi să nu perim niciunul, dar atâta luptă are cu noi. Nu știu care ați grijit oi. Eu în copilărie și așa mai tânăr am grijit oi. Avem câte un 300 de oi și capre și, vei Doamne, pe cât e de lăudată oaia, că e blândă, că atât e de încăpățânată, cât n-ai idee și așa știe să te spioneze. Numai un pic dacă nu ești atent. Odată le-ai scăpat în pădure la bureți usturoi. Și când mâncă bureți usturoi, a doua zi nu mai ai lapte. Atunci umbli de pomeană cu bâta după tine. Trebuie să fii foarte atent. Sunt oi care conduc turma. Pe alea totdeauna pui clopot ca să o auzi. E numai așa să uită după păstor cu coda ochiului încoace încolo și când auzi că faci odată, bee, i-au dat un semnal de nu ești atent, toată turma se duce unde nu trebuie, în bucatele cuiva sau în pădure, cum am amintit. Oaia e tare șmecheră. Așa sunt mulți din pocăiți. Când behăi odată, pe mulți îi rătăcește, pe mulți îi duce unde nu trebuie. Și Duhul Sfânt pe contul ăsta de multe ori e întristat și ca unul care îi dată în primire turma ar vrea să scape odată. De aceea primul el strigă, vino Doamne Iisuse! Apoi după el strigă biserica, care e persecutată, care îi năcăjită, care vrea să scape de lumea asta odată. Duhul și Mireasa zic, vino! Și cine aude să zică, amin, vino Doamne Iisus! Amin. Glorie Domnului Iisus! Nu vă temeți, îndrăzniți, nu vă temeți! Eu sunt! Acest eu sunt este egal cu Iahve. Citiți în Deuteronom, citiți în Exod 3 și în 6, eu sunt e numele lui Dumnezeu întreg, dar de cele mai multe ori exprimă pe Iisus. De aceea Noul Testament nu-i mai pus Iahve, fiindcă Iahve era cu noi, Jehova Ire, Jehova Tsichedum, Jehova, toate astea, Domnul Mântuitorul, Domnul Medicul și toate astea sunt atribute al lui Iisus. El e Jehova, mărit să fie Domnul, este și o cântare cu Jehova. Ce frumos spune în cântarea aia, toate bine că e Iisus. Și ăsta Iisus nu s-a schimbat. El a strigat de la începutul omenirii către oamenii lui să nu se teamă. Către ceilalți nu, dar către oamenii lui a strigat să nu se teamă. Dacă ne uităm de exemplu, să luăm așa, a strigat la Avram, părintele credinței, nu te teme, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare, a zis Dumnezeu în facere 15:1. Nu te teme că Avram,
Dar când a zis asta? Când el s-a dus și a salvat pe nepotul său, pe Lot, și copiii și pe toți cei luați din Sodoma și Gomora prizonieri. El a avut armata lui de pedeștri bine instruită, s-a dus și pe la Damasc, a ajuns pe răpitori care urma să împartă copiii de o parte, femeile de o alta, bărbații de alta și să nu mai știe nimeni care e familia lui. Să-i facă robi în fel și chip. Avram cu armata lui a pornit, s-a dus, i-a ajuns și a cucerit și a dus înapoi femei, copii, averi, vite, tot a dus înapoi. Nepotul lui Lot, pe care el îl considera fratele lui, că era băiatul lui fratele care murise. Ăsta n-a zis, unchiule, ce să-ți dau, că mi-ai salvat casa și averea și m-ai adus înapoi în ale mele? N-a zis nimic. N-a zis, unchiule, îți mulțumesc. N-a zis nimic. Dar a venit împăratul Sodomii la el. Știți ce a zis? Numai femeile și copiii să-mi dai, restul toate averile ele la tine. Avram a zis, nu, nici o curea de încălțăminte nu iau de la tine. Capitanii mei, ești col și ălalalt, poate să-și e partea lor dacă vor, dar eu de la tine nu iau nimic, nu cumva vreodată să zici, eu am îmbogățit pe Avram. Nu! Și asta ne dă o pildă, când faci un bine, să n-aștepți răsplată decât de la Dumnezeu. Glorie Domnului! În felul ăsta, după ce i-a adus și el s-a dus la cortul lui pe munte, l-a întâlnit Melchisedec și l-a împărtășit pe Avram. Cum facem noi împărtășirea azi, a făcut-o Melchisedec la Avram. Dar atunci i-a spus, chipui, pentru că n-ai pretins nimic, pentru că tu ai biruit, eu nu m-am amestecat în lupta ta, dar eu binecuvânt biruitorul în lupte. Și pe noi ne binecuvântă cel ce e asemenea cu Melchisedec, Hristos, când suntem biruitori în luptă. Și atunci Domnul i-a vorbit lui Avram, Avrame! Eu sunt Domnul Dumnezeu tău și fiindcă nu ți-a trebuit nimic de la cei pe care i-ai ajutat, eu sunt răsplata ta cea foarte mare. Și a început să-l umple cu bogății, încât cei din timpul lui îi zicea stâlpul pământului. Măriți să fie Domnul! Știi că pământul stă în picioare pe stâlpii ăștia, pe oamenii ăștia care sunt al lui Hristos azi? Dacă biserica-i luată din lume, îi vai de lume. Până când Domnul încă ne ține printre oameni, toată omenirea beneficiază de mila lui Dumnezeu. Și tot așteaptă Tatăl Ceresc și Iisus și ăla să se pocăiască, și ăla să se dezbrace de beție, de tutun, de stricăciuni trupești și morave rele și slabe, să se pocăiască. Dar când vine vremea și strâmtorarea se întețește în cazul,
va fi mare deodată, biserica apoi va fi luată, cum zice Apocalipsa. Cine sunt ăștia? De unde vin? Ăștia vin din năcazul cel mare. Mărească-se Domnul Iisus. Dar după aceea, păi, vai de lume. Vedeți, dragii mei, lui Avram i-a spus, nu te teme. Dar numai lui i-a spus. I-a mai spus, nu te teme, pe lângă Avram, la roba lui, la Agar. Când flămândă, însetată, n-avea apă, n-avea mâncare, Ismail, copilul, trăgea să moară în zăduful ăla aspru a pustiei. El a pus sub tot tufa acolo cât de cât la umbră și s-a înturnat încolo și a plâns că a văzut că copilul ei acum e gata, moare, deshidratat și flămând, moare. A venit îngerul Domnului la ea și a întrebat-o, Agar, de ce plângi? Păi nu te teme! Măi, dacă tu vezi năcazul în casa ta, la copiii tăi, la neamul tău, nu te teme! Tu ai pe Domnul la îndemână, încrede-te în El! Nici în așa ceva, când te înconjoară oamenii cu ale lor ispite și câte toate, cum bieturile lumii ăștia, cum l-au îmbiat pe Avraam. Nu te teme când moartea te împresoară în familia ta sau pe tine însăși. Nu te teme, a spus lui Agar. Doamne Iisuse Hristoase, câte din astea? Apoi Isaac a fost întâmpinat cu aceeași minunată melodie frumoasă. Nu te teme căci eu sunt cu tine. În facere în 26 cu 24. Și el a avut frica așa de mare atunci. Dar Dumnezeu i-a spus, nu te teme. Eu sunt. Nu are un termen la trecut sau unul la prezent, ci sau unul la viitor, ci întotdeauna e prezent. Iisus e la prezent totdeauna. Nu te teme. Mărească-se numele Domnului. Ce să mai vorbim, dragii mei, căci Dumnezeu nu numai la ăștia le-a spus, nu te teme. I-a spus și lui Gedeon, când a fost împresurat în judecători, în capitolul 6 cu 23, când a văzut că vin madianiții și iară e greu și iară e toată recolta. El își bătea greu în teasc acolo, dar s-a prezentat Domnul printr-un înger la el și el s-a speriat, era fricos. Dar nu te teme, i s-a strigat și lui, fie binecuvântat numele Domnului. Dragii mei, așa Dumnezeu i-a strigat și lui Iacob, când fratele lui venea împotriva lui, când socrul s-o-l urmărea de dincolo, Domnul i-a spus, nu te teme, Iacove, pă ce minunăție, noi totdeauna trebuie să fim gata de a asculta de acest cuvânt care spune,
până azi, nu te teme, eu sunt. El e lângă noi, El e prezent. Dumnezeu, a zis Pavel, nu-i departe de niciunul din noi, dar fiecare trebuie să-L caute bâșbăind. Dacă ochii ți sunt închiși, dacă nu vezi bine ce va fi, dacă nu vezi bine ce se va întâmpla, caută-L bâșbăind. Ai văzut cum un om nevăzător, cum pune mâna pe aia, pe aia, pipăie, bâșbăiește. Așa caută-L și tu pe Domnul, bâșbăind, că nu-i departe de niciunul din noi. Mărească-i să numele. El e aci, El e apreape. Așa i-a zis și la ucenici, îndrăzniți, nu vă temeți. Și așa trebuie să știm și noi, că nu trebuie să ne temem, fiindcă Iisus este tot prezent, totdeauna, mărit să fie numele Domnului. După aceea, nu te teme, Izraele, căci eu sunt cu tine. Eu sunt Dumnezeul tău, eu te întăresc, eu te ajut, eu te sprijinesc. Isaia 41 cu 10, Isaia 43 cu 12 acolo, sau 42, zice, dacă vei trece prin ape, apele nu te râneca, și de vei trece prin foc, flacăra nu te va arde, nu te temei. Deci acesta e cuvântul Domnului de-a lungul Scripturii. Vulbrand învăța pe feciorul lui că pentru fiecare zi din un an există un nu te teme. Și astăzi, în timpul acestei boli și acestor strâmtorări, există un nu te teme, că Iisus e lângă tine. Ascultă-i Sfântul glas care și ție spune, nu te teme. Doamne Iisuse, ce minunăție învățăm noi din Sfântul Cuvânt. Tot așa, cuvântul Domnului ne spune, ca și la Gehazi, Elisei a spus, nu te teme, Gehazi, că vine o știre a sirienilor, uite-mă câte cară, câți soldați, vai de mine. Păi nu te teme, Gehazi, Doamne, deschide ochii. Și când i-o deschis ochii, munții care îi înconjura pe ei erau plini de ostași și de cară. Atunci a zis Elisei, vezi mai, cu noi îs mai mulți decât cu ei. Ei sunt oameni, s-a atâția, trupa asta mare, ce știu câți, 1000 câți îs. Dar uite-te tu că acolo e plin munții toți de cară și de călăreți. Să vezi ce face puterea care e cu noi. Doamne, lovește-i cu orbire. Și măcar că se uita, vedea drumul, vedea cărarea, dar n-a văzut ce face Elisei cu ei. Pe cine căutați? Pă, căutăm pe omul lui Dumnezeu, pă nu-i aici, hai dați după mine. Și i-a dus până în curtea împăratului. Când i-a dus în curtea împăratului acolo, împăratul strigă la Elisei, să-i măcelăresc, părinte! Mă, dar prin puterea ta au venit ăștia aici. Dă-le să mânce, mă, că-s plămâns. Dă-le să mânce și dă-le drumul. Și apoi n-a mai venit altă dată să-l prindă pe Elisei. Vezi? Deci, îs mai mulți cu noi. Și acum, în pandemia asta, îs mai mulți cu noi decât cu ei. Cu noi e Domnul. Măriți să fie Domnul. Ascultă-i numai porunca lui Iisus.
intrați, cu sila vă bagă în corabie acum. Cu sila vă băgat în casă, să aveți timp să vă rugați, că n-ați avut timp de rugăciune. Cu sila vă bagă în casă să faceți câte o oră de rugăciune în căsele voastre, că până aici n-ați avut timp. Dimineața când s-o sculat, Doamna a trebuit să penseze, să-și facă preza, să-i, Doamne, să-și arate ce are el și din alea, nu? Dar acum ai timp să faci și o oră de rugăciune și nu mai ai pentru cine te pensa, că la bărbatul tău e scârbă să te vadă cu ochi ca de șopârlă. Nu? Că pe la Domnul Iisus e mai scârbă, mă. Pentru că Domnul Iisus Hristos îi place originalul. Eu am lucrat ca maestru la monumente istorice. În timpul ăla, un artist a făcut pe Mihai Viteazu călare pe cal în față la unitatea militară în Alba Iulia în cetate și în față la Batianium și Babilona. Dar dacă ai îndrăznima tale să iei o pensulă și un borcan cu vopsea roșie, să te duci și să-i vopsești copitele la calul ăla, știi ce ți s-ar întâmpla? Te-ar lua poliția și nici mai mult, nici mai puțin, 3 ani de pușcărie ai face. Că i-ai vopsit copitele la calul ăla și ai batjocorit opera unui artist. Da, marele artist, Dumnezeu, care te-a creat, până nu-l batjocorești când tu te schimonosești. Doamne, iartă-ne! Căutați să fiți originali, măcar acum! Căutați în totul să cinstiți pe Dumnezeu, să fiți mulțumiți de trupurile voastre, că nu s-a voastre. S-a lui Dumnezeu, scrie Pavel. Și Dumnezeu ne le-a dat numai ca să putem în viața asta să ne desfășurăm și noi ca oameni, dar cu totul să slujim Dumnezeului celui viu. Pentru aia ai trup. Pentru aia ai mâini, pentru aia ai ochi, pentru aia ai urechi, pentru aia ai gură, pentru aia ai nas să miroși lucrarea lui Dumnezeu într-o floare. Nu te uimește! Din același bulgăr de pământ, dacă pui 5-6 semințe, fiecare iasă cu culoarea ei, cu mirosul ei, cu înălțimea ei, cu frunză separată, cu petale separate, cu pistiluri separate. Păi, dar nu te uimește asta? Dumnezeul nostru îți strigă astăzi, pocăiește-te, pocăitule, pocăitule, pocăiește-te. Și cei nepocăiți să se pocăiască. Că Dumnezeu a poruncit oamenilor să se pocăiască tuturor de pretutindeni să vină la cunoștința adevărului și să se pocăiască. Slăvit să fie Domnul! Nu știu ce să fac, să mă duc mai departe? Mi se pare că v-am obosit acum cu atâta vorbă. Slavă Domnului, frate! Dar aș dori din tot sufletul să nu ignorați ce v-am spus, ci mai degrabă să credeți și să ne pocăim. A Domnului să fie toată slava! Scumpii mei, cuvântul lui Dumnezeu de aici e atâta de minunat. Ce am trecut prin el, câteva cuvinte acei, dar mai departe ce zice? Doamne, i-a răspuns Petru, dacă ești tu,
Poruncește-mi să vin la tine pe ape. Vino, i-a zis Iisus. Petru a coborât din corabie și a început să umble pe ape ca să meargă la Iisus. Dar când a văzut că vântul era tare, s-a temut și fiindcă începea să se afunde, a strigat: Doamne, scapă-mă! Împotriva noastră, am zis de la început, bat vânturi și vor bate de azi mai multe vânturi. Veți vedea în continuare mai multe vânturi. Dar nu te teme. Dacă te apucă frica, tu te scufunzi în valul lumii. Dar dacă ești viteaz, cum am văzut pe sora aia, între cei care o băteau, cum stătea neclintită în credința ei preasfântă, atunci asigur că tu ești biruitor, tu poți trece frumos de cealaltă parte. Iisuse, ajută-ne pe toți și oricând, când dai de un năcaz, decât să te temi, dacă nu cunoști bine pe Iisus, îl vezi și nu știi, El e, nu El. Încercarea asta vine de la El, de unde vine, ce se întâmplă. Strigă măcar atâta ca Petru, Doamne, scapă-mă! Și Iisus să te asculte, că El e scăparea noastră. A lui Dumnezeu să fie toată slava. Oricum, eu doresc din tot sufletul ca bunul Dumnezeu să binecuvinteze pe toți ascultătorii și să putem împreună cu toți, cum zice 31, îndată Iisus a întins mâna, l-a apucat și i-a zis: puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Și după ce au intrat în corabie, a stat vântul. Cei ce erau în corabie au venit de ei, s-au închinat înaintea lui Iisus și i-au zis: cu adevărat tu ești Fiul lui Dumnezeu. Dragii mei, în momentele când cu Iisus alături intri în corabia mântuirii Lui, atunci cunoști și tu cu adevărat El e Fiul lui Dumnezeu. De atâtea ori în viața mea am avut ocazia să văd că El e Fiul lui Dumnezeu, că El mi-a vorbit prin Duhul Sfânt și ce mi-a spus s-a împlinit, așa cum poate ați citit prin cărțile mele sau ați mai auzit prin predici. Ce minunat! Odată trebuia să coborâm la Londra cu un avion din ăla mare, supraetajat, sute de oameni. Dar vântul a fost așa de tare, de ui așa ne purta ca pe o hârtie. Odată eram cu capul în sus, odată cu capul în jos, odată într-o dungă, odată în alta. Nici cum n-am putut să ne dăm jos. Nu se putea apropia de pământ de frică, nu cumva tocmai atunci îl întoarce și dă cu o aripă și luăm foc și murim toți acolo. Și-a tot umblat până când a prins un pic de nabătut chiar așa cu forță. Atunci am auzit că o sărit jos. Dar să vezi atunci cum oamenii au schimbat chipurile. Să vezi atunci cum erau doamnele de vopsite. Nu numai pe la ochi, că curgea cu lacrimile vopseaua. În toate, Doamne Iisuse, atunci să vezi
cum îi purta în cintură, din o parte în alta. Dar, Doamne, iartă-mă, mie îmi vine să râd, că eu știam că Iisus e prezent, nu se întâmplă nimic. Slăvit să fie Domnul! Altădată am călătorit cu bombe la avion. Toți era vai și amar cum schimbau fețele. Dar eu am chemat lângă mine pe fratele Octavian Candale, mai aveam un fratele Cătuș, baptist de la noi de aici, cu nevastă sau așa, așa, și am început să ne rugăm și i-am transmis să știți că nu e un telefon fals. Purtăm cu noi bombe, mă, pe toți fete, crede că eu sunt un pirat al aerului. Păi ce-i de făcut? Cum scăpăm? Suardeza, prin Suardeza, capitanul, cum scăpăm? Duhul Sfânt a zis că numai așa scăpăm dacă ne rugăm mult. O străga capitanul de acolo, rugați-vă, oameni buni. Dar cine știe el s-o ruga vreodată? Dar acum au crezut. Și vezi, noi ne rugăm ținându-ne de olaltă. Oamenii schimbau chipurile, odată galben, odată vânăt, odată negru, lacrimi câte vrei, sperietură de aia mare. Și în cele din urmă am ajuns în Glasgow, în Scoția, la Presbyterian, regiunea Glasgow. Și acolo, când ne-am dat jos, toată lumea a început o a doua fază de spaimă. Acum când eram tot așa, tot câte unul numai îl vedeai că se duce într-o latură și cade. Și cei care erau cu vestele pe ei, salvarea în lume, ăia venea imediat cu apă, cu o palmă, cu ce știau ei, îl trezea pe oameni. N-ați trecut prin frica morții. Eu am trecut de mai multe ori, dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu că eu am putut să-L proslăvesc și atunci. Și am putut să nu mă tem, că doar cei dacă mori azi și nu mori și n-ai murit ieri, mâine tot îți vine vremea, că suntem trecători, dar pentru că știi că ești trecător, te invit azi, pocăiește-te! Pocăiește-te, pocăita mea! Pocăiește-te, pocăitul meu! Pocăiește-te, prieten care nu știi ce e aia pocăință! Cere de la Dumnezeu lămurire, că El m-a lămurit și pe mine! Glorie Lui! Și așa de scumpă sfânta pocăință! Dar ține-o! Cum ai primit? Aveți aminte cum ai primit? Aveți aminte cum credeai atunci? Aveți aminte cum te rugai atunci? Aveți aminte câte lacrimi vărsai în rugăciune atunci? Acum ai devenit ca o pustie, sacă. Rugăciunea ți sacă, cântarea, așa, așa. Când citești ceva din Biblie, nu-ți mai intră la inimă. Dar prin harul Domnului, când mă plec asupra cuvântului, adesea ori îl citesc și nu-l mai văd, că mă inundă lacrimile. Păi dacă nu citești cu lacrimi, nu cânți cu lacrimi, nu te rogi cu lacrimi, păi tu ești săc, sămânța. Din Luca 8, a crescut pe stâncă, dar când a venit soarele, a pălit. De ce? Nu avea umiditate. Tot ce faci fără inimă, numai de formă, când te întâlnești cu Hristos, te respinge. Fii foarte atent! Când te întâlnești cu Hristos, te respinge. Tot ce face să fie făcut din dragoste.
Măriți să fie Domnul, nu de formă, din dragoste. Doamne, ajută-ne! Plin de iubire, plin de dragoste, să ne iubim unii pe alții în Domnul, să-L iubim pe Marele nostru Împărat, Iisus Hristos, și să știm că El este prezent totdeauna. Eu sunt. Numai în capitolul 6 din Ioan, Evanghelia, e cel puțin de 5-6 ori când Iisus face această declarație: Eu sunt. Capitolul 8 de câteva ori: Eu sunt. În Apocalipsa acest Eu sunt este și desfășurat. Și dacă vă veți duce să vedeți ce înseamnă Iehova, în primul rând, tradus direct pentru evrei, Iosua, care însemnează izbăvitor. Dacă vine la greci, e tradus cu Hristos, mântuitor. Dumnezeu Tatăl i-a pus un nume până n-a fost zămislit în pântecele lui Fecioara Maria. Va naște un fiu și îi va pune numele Iisus, glorie lui. Și Iisus e în limba neamurilor, Iosua, Iehova. Mărească-i să numele. Vă las să vă mai gândiți și să studiați Biblia ca să fiți fericiți. Amin.